Servus, my friend, eu sunt Valentin, dacă nu mă cunoști. Nu știu cine ești tu, dar poți să-mi spui cine ești tu. Și vreau să-ți spun că poți să fii oricine. Dar de ce nu? Poți să fii chiar oricine vrei tu să fii. Dar poți să te afli doar într-un singur loc. Clar. Ca să-ți explic. Eu conduc un super mega ultra Iveco. Iveco. Nu știu. Iveco. Stai că ți arăt. No, ăsta e Iveco. Aha, râzi, nu? Bine, dacă râzi. Uite cam care îi problema mea. Se aprinde ăla de la ceasuri. Vezi, mata? Se aprinde ăla. Ca și idee, Iveco are 63.386 de kilo și îl conduc de la 12.000 și deci eu când am luat mașina, au trebuit direct la reprezentanță să mă duc pentru că avea probleme cu AdBlue-ul. Am mai pățit odată așa. Mi s-a aprins check engine-ul, mi s-a aprins AdBlue-ul, mi-a limitat viteza și mergeam așa ușor, ușor pe autostradă cu vreo 50 la oră. Și deodată și-a dat drumul. Nu știu dacă e băiat sau fată. Dar a pornit, mă, deodată și s-a anulat tot. Bă, nu mi-a venit să cred, bă, băiatule. Uite aici se... Ba, nu aici se mănâncă bine, mai încolo se mănâncă bine. Sau aici era? Nu, nu era aici, mai încolo. Și acum iarăși este o problemă. Serios. Da, e cu Iveco, e ok. Servus, my friend. Problema este că mi s-a aprins ăsta de la AdBlue și am ceva experiențe cu senzorii ăștia de AdBlue, să zic așa. Pentru că am mai pățit odată cu Ford-ul, au mai fost chestii din astea. Este foarte frustrant că la orice chichiță din asta, orice senzor, tu trebuie să mergi la service. Se pare foarte aiurea. No, oricât ar fi de mare graba, îți recomand să te oprești aici și să mânci. No. Mă duc să-mi iau ceva de papas. Și când vin, reluăm. Unde rămăsesem la mâncare, exact? Ideea care este că... Trei probleme au fost cu Iveco ăsta, numai cu AdBlue. Acum ăla se aprinde intermitent. Nu sunt limitat la viteză, nu este absolut nicio problemă. Carta spune că am citit și îmi spune că AdBlue există posibilitatea să nu fie de calitate sau să nu fie destul AdBlue în rezervorul de AdBlue. Este 70%, e ok. Acum la calitate, I don't know. Nu știu ce să zic. Mamă, asta e mică, bă, băiete. Și aia mare cât? E așa de o desfaci? Stați un pic, mă ajutați, vă rog, să desfac o șaurmă. Am una mare, mare. Wow, Vasile! N-ai să crezi. N-am mai mâncat de mult shawarma. Mamă, dar chiar e mare, frate. Dacă asta e mare, mică. Eu mică am cerut. Arată-te, nu se poate, nene. Mai vedem. Mâine dimineață trebuie să mă duc la Iveco să vedem care e treaba. Te salut, nene! Mam! Gorgeous! N-ai să crezi, nene, este extraordinar de fain aici. Extraordinar. Dă-i tare, tare!
Super! Bă, mare atenție, a coborât un pic pentru că, după cum vezi, vreau să văd exact care-i treaba aici cu șoseaua. Asta e fleșcăială. No, cam așa arăt. Foarte murdar. Ideea este că și aseară când am venit a fost tot așa pe șosea. Foarte nasol. Hai să-ți arăt, să vezi ce fain se vede. Trebuie să calc pe aici. Op, 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 op. Așa. O fi atent cât de fain se vede, nene. Absolut extraordinar. Super murdăria. Vreau să-mi curăț un pic să-mi curăț un pic farurile. Ideea este că pe timp de iarnă eu folosesc soluția asta, este la minus 60 de grade, deci îți dai seama cum este. Nu trebuie băută, nu am zis de asta, în cauza temperaturii. Să îl și rotui. E nasol pentru că o să înceapă încet încet să se facă seară, știi? Ideea este că spală foarte bine soluția și mizeria asta și de asta o folosesc. Uite, dacă observi, deja se și duce, vezi? E foarte, foarte ok. O folosesc de destul de multă vreme, să zic așa. O chestie foarte importantă la care țin, aș putea spune, este luminile astea gabaritice. Cel puțin pe timp de noapte ar trebui foarte bine curățate. Știi? Pentru că este important să fii văzut și din lateral. Foarte important. Numărul ăla de matriculare să fie curat. Ăștia să ne vadă băieții ăștia din spate. Vezi? Doar de 2-3 ore am dat și uite ce fain s-a făcut. Trebuie să merg să-mi iau de aici o cârpiță. Bă, cred că la un moment dat o să-mi cadă ăsta de aici și o să fiu foarte supărat dacă o să-mi cadă. Așa. O, și doar ștergi un pic și aia. Știi? Au, ce fain să vede. A, parcă arată altfel. Să dăm și aici un pic. Păi oricum or să se mai mozolească, știi, dar dacă nu ștergi deloc și tot lași așa, o să se facă din ce în ce mai mult și la un moment dat nu o să se mai vadă nimic. Trebuie curățat. Dă-i, nene, dă-i. No, în cazul în care nu ai soluții sau apă sau poți să iei zăpadă liniștit. Important este să cureți. Punem aici asta că e murdară. Așa. Și Power Rangers. Să mai mergem. O fi atât ce fai să vede. Ce vorbești, păi, e senzațional de fain. Ce pot așa un pic să ningă?
No, ce să zic, ne vedem.